CS Domnești a încheiat ediția 2012-2013 pe poziția 13 în Liga a 4-a. În returul campionatului, domnișanii s-au confruntat cu mari probleme financiare și s-a pus la un moment dat problema retragerii din campionat. Până la urmă s-au găsit banii necesari pentru a disputa și ultimele partide, chiar dacă au pierdut pe linie cu adversarii întâlniți în ultimele 8 etape. Din cauza atmosferei tensionate din sânul echipei, generată și de lipsa banilor, antrenorul principal, Virgil Pădurean, a decis să demisioneze, dar a rămas totuși alături de jucători până la finalul campionatului. Peste două săptămâni va avea loc o întâlnire la care vor participa reprezentanții autorităților locale și Ion Cosma, un potent om de afaceri din zonă, în urma căreia se va hotărâ viitorul formației CS Domnești. Jucătorii originari din Curtea de Argeș se vor despărți de echipa de pe Valea Râului Doamnei în cazul în care aceasta nu va mai continua în Liga a 4-a.